Salut, camarad, vreau să vă citesc ceva, că e prea frumos, e de la profesorul Constantin Dulcan și am zis să împărtășesc cu voi, se numește Quo Vadis Homine, încotro omule, în latină, ce omul obiect al tuturor mirărilor și al tuturor întrebărilor, subiect al tuturor actelor mărețe și al tuturor actelor reprobabile, obiect al tuturor preocupărilor din clipa primului gând zămilțit de o minte. Omule, cine ești și unde vrei să ajungi? L-ai avut pe Dumnezeu și l-ai trădat. Te-ai scufundat în plăceri și te-ai pierdut. Te-ai istovit în durere și n-ai învățat nimic. Ai înfrumusețat pământul și l-ai pârjolit. Ai pansat răni și ai rănit. Ai hrănit și ai înfometat. Ai creat și ai ucis. Când ai fost om și când contrariul tău. Te-ai înălțat mai sus decât păsările și continui să te târăști ca șarpele. Forțezi porțile infinitului și te împiedici în propriile tale lanțuri. Ai strigat dreptul la libertate și ai suprimat-o pe altora. Îți revendici propria justiție în timp ce îi nedreptățești pe alții. Te declari altruist în timp ce te îmbuibi. Lansezi îndemnuri la pace înarmându-te după dictonul civis pace parabellum. Unde vrei să ajungi, omule? Sper că v-a plăcut. Vă aștept la comentarii. Vă pup!